Bună ziua, doamnelor, domnilor și stimate domnișoare! Vara mult așteptată a venit. După o lungă perioadă de ploi abundente, soarele va începe să-și facă apariția în mai toate regiunile țării. Așa că, domnișoarelor, vă rog, nu mai stați pe gânduri și treceți rapid, rapid la... Iar crezi vremea la televizor? Vreme caniculară... Chiar mai nu te înțeleg, ori ești prost, ori... Cum poți să stai așa toată ziua? Pleci nu știu pe unde și te uiți la televizor. Nu mă uit la televizor, mă uit la vreme. Nu mă interesează la ce te uiți tu. Vremea e un factor foarte important. Nu trebuie neglijat. Eu atâta te întreb, unde pleci tot timpul? De ce nu îmi spui niciodată unde te duci? De ce taci? Apa mării va avea între 22 și 25 de grade. Nu mai bună pentru bălăci. Așa că, nu cumva, dar nu cumva să ratați litoralul weekendul ăsta. Da? Eu unul voi fi acolo. Mă numesc George Constantin și vă pup. Ciao. Vara mult așteptată nu a mai venit. După o lungă perioadă de ploi, soarele se va afunda definitiv în spatele norilor. Așa că, domnișoarelor, nu mai stați pe gânduri și luați-vă pelerina de ploaie și bărcile de salvare, pentru că v-am pregătit niște averse și viituri devastatoare. Secetă în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Timp deosebit și pentru scursurile din București, unde și-ar putea face apariția și câțiva nori răsleți care vor electriza toți cetățenii. Pe litoralul Mării Negre apa va seca, iar Dobrogea se va transforma în sfârșit în deșert. Acum, domnișoarelor, vine surpriza mea pentru voi. Vântul va lovi cu o viteză de aproximativ 400 de km pe oră. Membrana timpanelor va fi zguduită, în special la drum de seară, în spații deschise. Eu nu voi fi acolo. Thank you.
pot. Sunt prea scund. Sunt George Constantin și vă iubesc. Ciao.